Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Spitalul din Ploiești, unde spitalul de urgență, cred că era acolo, unde un instalator, un brancardier, o asistentă și șefa de la personal luau câte 500 de euro fiecare ca să facă formele de angajare pentru câte un îngrijitor sau infirmier. Și știți că ni s-a părut mult totuși, adică 2000 de euro pentru un împingător de targă, mi se pare să dai 2000 de euro că să te angajezi ca împingător de targă? Da, ideea e că odată intrat în sistemul bugetar, mai vorbim la pensie. Da, și asta este, da. E o investiție în... Pe termen lung. Viitorul pe termen lung. Bun. La Neamț, cum zic, la ambulanță, se dădea și de 2,5 ori mai mult pentru un post de șofer la ambulanță. Sau 10.000 de euro pentru un post de asistent la ambulanță. Și eu mă întreb, dincolo de asta, că ești angajat acolo pe viață, în principiu, oamenii ăștia puteau să-și recupereze cumva bani? Adică, hai să zic că dacă te angajezi asistentă, la asistentă se mai dă. Dar la șoferul de ambulanță dă cineva și pagă vreodată la șoferul de ambulanță? Evident că nu. Serios? Zic adică, eu. Da, nu pot. 5.000 de euro. Dar cât e un salariu de șofer la ambulanță ca să dai 5.000 de euro să te angajezi șofer la ambulanță? Și pagă. Păi nu mă dați. Încă o dată, e atât de important să ai asigurată o simbrie de acum până când ești la pensie, încât eu zic că merită efortul. Da, Luca, dar 5.000 de euro sunt 5.000 de euro. Nu știu, dar ești atât de disperat că te gândești, mamă, dar nu o să pot să mă angajez niciodată de acum până la pensie, adică păi, 5.000 de euro. Sunt mii de șoferi, doar unii dintre ei ajung, nu? Este să... penurie de șoferi în toată Europa. Șoferi de transport de marfă, este nenorocire, se caută. Sigur, e de muncă, dar și la ambulanță e multă muncă și sunt convins că nu, evident că nu toți sunt angajați pe șpagă și popile. E adevărat că e multă muncă și trebuie să ai fi atent, dar totuși 5.000 de euro o să dai șpagă să te angajezi șofer? Pe principiul ăsta că am o slujbă garantată, asta e? Da. Și mă rog, și pe acolo mai sunt oamenii dați afară, să nu vorbim cu păcat. Da, trebuie să faci pocinoc mare de tot ca să te dea afară. Mai sunt reduceri, mai sunt. Din ce știu eu de la asta. Și dacă te dă afară, te recuperează în altă parte. În general, așa știu că merge treaba. Acum nu vreau să vorbesc cu păcat. Bun, deci datele din ancheta procurorilor în privința acestei rețele arată că este vorba de 11 persoane. Sigur, poate de aia și așa mult, adică mai mulți intermediari, mai mult adaos comercial la mită. Printre arestați și directorul de la ambulanță de acolo, un domn în vârstă de 67 de anișori, numit în funcție de doar 3 luni, două asistente șefe, alte 8 persoane care au dat mită 48.000 de euro pentru a fi angajate, mai implicat un fost lider sindical, o fostă directoare. Da, scandalul a izbucnit odată cu un flagrant și cu niște percheziții, în urmă cu 2 săptămâni, pe 18 mai a explodat, lumea a început să afle, directorul la percheziție l-au găsit cu 40.000 de euro, pradă, acum nu știu din câte zile, cum... Mă rog, practic, din 3 asistente și 2 șoferi ai făcut 40.000 de euro de angajat, așa, știi? Păi uite, au venit la muriri. Da. Zice că un șofer de ambulanță la Cluj câștigă 6.500-7.000 de lei net. Da. Pe lună. Altcineva zice că ar fi 10.000 de lei net cu tucuspruri, ceea ce pentru țărișoara noastră 2.000 de euro pe lună e un salariu de manager bancar. Adică în sistemul privat. Da? Da. Da, uite și asta, uite, vezi, nu m-am gândit că practic în momentul în care faci în unele locuri sau în multe locuri la stat salarii peste cele foarte bune la privat, atunci probabil că încurajezi corupția acolo, că lumea o să dea peste la banii ăștia, acum mi-a dat idei. Înțeleg că... M-aș duce șofer la salvare. Ca șofer la ambulanță beneficiezi de grupă specială, da? Și la un an muncit îți mai adaugă încă 6 luni. Aha. Deci banii se recuperează imediat și ești și la pensie mult mai devreme. Asta e. Dar ați auzit vreodată să se dea șpagă ca să te angajezi șofer la privat, la ceva? La orice. Asta n-am auzit. Nu. De obicei dai teste, nu, da, asta nu zic, șpagă. Adică, ia imaginați-vă, voi cum ar fi ca la noi la interviu. Noi n-avem șofer, dar să zicem, nu știu. Da. Să te angajezi ceva la privat, dai o șpagă la directorul financiar să te angajeze. Crezi că e posibil așa? Nu știu, mă întreb, o fi naibii, nu știu, pe om. S-o fi întâmplând. Dar la nivelul ăsta... La privat n-ai nicio garanție, adică te angajezi azi și se schimbă șeful în 5 luni și ai pierdut job-ul. Da. Al naibie, la stat, repet, eu nu cunosc... Îți bagaj după aia te dă afară. Dacă voi cunoașteți cazuri de om care a lucrat la stat cu contract,
Deci cu carte de muncă, nu și colaborator. Care să fie dat afară. Nu, și care să nu mai aibă serviciu. Că am mai auzit de oameni care au plecat din diverse motive, că s-au certat cu șeful, că nu le-a mai convenit, că i-au îndepărtat, dar au fost recuperați de sistem în altă parte, tot bugetar. E foarte putred tot sistemul. Vă imaginați și vorbim noi aici? Adică noi trăim în două Românii aici. Cumva, da. Da, bun, ca să revenim. Deci, domnul director, 67 de ani, bă, băiatule, la 67 de ani te gândești, hai că-mi văd de pensie. Nu iau șpăgi să ajung la pușcărie. 40.000 de euro avea la el, vreo 51.000 acasă, 75.000 de lei. La sediul ambulanței, la una dintre asistentele implicate, anchetatorii au găsit 8.500 de euro și 13.400 de lei, o parte din suma în euro, fiind ascunsă într-un pantof. Ia uzi. La cât purta? Sunt 8.500 de euro, totuși, adică... Dacă aveau de la de 500, era o sandaluță. De 500 am înțeles că nu se mai tipăresc. Da, da, au rămas alea vechi. Dacă da. Sunt pe rând vechi. Am văzut odată o hârtie de 500 de euro, dar e roz. Nu e roz. Ba da, nu e roz. E verde, de 500 de euro. Nu e adevărat, mă. Hai că... Adică cât timp cauți tu... Bannotă 500 de euro, bine. Să vedem cum arată. Știu eu am că e roz, în fine. E roz, are dreptate, da, de 100. Uite, de 100 deci e... vezi, eu știam de la de 100. 100 e verde, da. Da, 100 da. E verde. Și galben e de 200. Uite cine știe. Da, domnul Luca, vă rog. Am memoria asta a culorilor. Dan din Tulcea ne scrie și spune așa. Că acum 2 ani a candidat și el pentru un post de șofer la ambulanță. Dar nu strânsese suficientă șpagă. Și zice, mi-au respins dosarul pe motiv că nu am experiența cerută de ei. Eu având, de fapt, dublul experienței cerute în afara țării ca șofer profesionist. Mi-au spus că acceptă doar experiență dovedită cu extragere visal pe România. Vechile șmecherii da. Cu, știți? Aceeași șmecherie. Unde ai fost un șofer în Germania, în Finlanda? Nu, a, să nu mă, băiatule, trebuie să fii dacă, aici, la Caracal, exact. La noi. Dacă ar fost în România, zicea că n-a fost în județul potrivit. Da, asta e ce porcărie. Bun, și nu poți să nu te gândești, adică nu poți să nu te întrebi și să nu te gândești în câte alte locuri, structuri, unități, mă rog, sisteme pe bani publici se repetă cazurile astea. Adică sunt, știm, sunt familii întregi angajate în companii de stat, pile, cunoștințe, relații. Știți gluma, că te duci și strigi mamă în față la TVR sau la Tarom sau cine știe, pe unde se deschid toate geamurile. Da, da, da. Numiri politice, strecurări prin diverse portițe legale, diplome, permise, certificate false, slujbe, funcții luate pe corupție, pe șpagă și pe nedrept în țara asta. Câte sunt? Apar periodic informații, periodic, și asta e numai ce aflăm noi. Și vorba aia, să fim serioși, presa în România și presa de investigații este slăbită toată, adică mai sunt câteva publicații care mai fac astfel de lucruri. Dacă face cineva vreo anchetă pe undeva, vreun procuror, ok, se mai află, în rest foarte greu. Deci eu nu știu ce să spun, dar cred că mai puțin de 10%, mai puțin de 5% din ce se întâmplă de fapt apare în public. Sau apare și ignorat, nu e preluat de nimeni, noi mai vorbim de lucrurile astea. Deci te gândești cât de întinsă trebuie să fie toată putreziciunea asta și, desigur, trebuie să te întrebi, adică trebuie să ne întrebăm, frate, fiecare dintre noi, în ce fel suntem afectați, fiecare dintre noi și noi toți, ca societate, de corupția asta care mustește și imbibă totul în România. Și dacă înțelegi răspunsul, serios, nu cred că poți rămâne indiferent față de așa ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.